Bine ați venit, eu sunt o glamorous gorila. Cred că o să mă numesc Kimi, dar încă nu știu. Astăzi am fost cumpărată, a mea este Bidri și o să mă adopte ea în curând. Ei bine, am mai făcut un videoclip cu așa ceva, care se numește My Webkinz Collection. Dar astăzi o să facem unul nou, pentru că știu că am mai adăugat multe animăluțe la familia mea și la colecția lui Bidri. O să prezentăm toate animăluțele. Deci mai întâi o să încep cu mine. Deci eu sunt o glamorous gorila și cred că o să mă numesc Kimi. Sunt singura neadoptată în familie. Ok, deci am să mă duc să prezint fiecare animăluț. O să dureze ceva, sunt vreo 70-70 ceva. Ok, hai să vedem. El este un rockhopper pinguin pe nume Snowflake. Ea este Bailey Lamb. El este un pretty panda pe nume Violet Berry. Este o pompon kitty pe nume Kitty. Este un Bengal tiger pe nume Jasmine. Este un Cocker Spaniel pe nume Lori. Este un Caramel Lion pe nume Leo. Doamne, nu mai ajung. Este un Pink Pony pe nume Sharpei. Hei! Ok. Acum o să mergem mai sus. Este un Blueberry Chicky Dog pe nume Candy Berry. Este un Daisy Dachshund pe nume Daisy. El este un Mezin Hamster pe nume Sweetie, un Mezin Hamster pe nume Willow și un Mezin Hamster pe nume Nick. Un Lilkins Canary pe nume Yellow, un Lilkins Golden Retriever pe nume Bonnie, un Lilkins Elephant pe nume Rose, un Lilkins Yorkie pe nume Jessie, un Lilkins Oriole pe nume Jelly Bean Bird, un Lilkins Goldfish pe nume Aqua, un Lilkins Chihuahua pe nume Sparkly, un Lilkins Pug pe nume Peanut, un Lilkins Pug pe nume Puggy, un Kings Clip Leopard pe nume Brown Cake, un Lilkins Elephant pe nume Ellie, un Lilkins Terrier pe nume Sweet, un Lilkins Yorkie, un Lilkins Yorkie pe nume Melly, un Lilkins San Bernard pe nume Bernard, un Lilkins Husky pe nume Sasha, un Lilkins Elephant pe nume o să vă zic că înainte să vă aduc aminte, scuze, dar prea mult și am uitat. Un Lilkins Golden Retriever pe nume Clover, un Lilkins Golden White Cat pe nume Bella, un Lilkins Alley Striped Cat pe nume Brittany și încă o Lilkins Alley Striped Cat pe nume Alice. Da, și este un Lilkins Elephant pe nume Cupcake. Scuze, dar am uitat. Acum urcăm la etaj. Este un Webkinz Ornitoring pe nume Danny, o cămilă pe nume Cammy, un Arctic Fox pe nume Sara, o Siamese Cat pe nume Miley, o Red Fox, o vulpe normală pe nume Foxy, un Blufadole pe nume Puffy, cum să-i zic, cheamă Jack. Este o reptilă. O Tree Frog pe nume Froggy, un porcușor de Guinea Pig pe nume Genie, un cocoș, un chicken pe nume Cody, un raccoon pe nume Joe, un white rabbit pe nume Fluffy, un signature small beagle pe nume Cookie, un signature small pug pe nume Troy și un signature squirrel pe nume Chippy. Să luăm de aici, de la câini.
Boston Terrier pe nume Blackie, un Harmony Puppy pe nume Melody, un White Poodle pe nume Sophie, un Irish Setter pe nume Bobita, un Husky pe nume Christopher Wild, mustaș lui, cum se numește Melodie, pe nume Tony, un Love Frog pe nume Valentine, un Peace Unicorn pe nume Rose, pardon, pe nume Rarity, un Polar Bear pe nume Teddy, un Koala pe nume Oscar, un Lion pe nume Robbie, un leopard pe nume Ruti, un Wish Me Dragon pe nume Pinky, un Lemonade Dragon pe nume Draghi, și un Spotty Dinosaur pe nume Dolly, un zebra pe nume Linda, un Rainbow Unicorn pe nume Stella, o Winter Fawn pe nume Ice Princess, un Ren și Minty Ringer pe nume Rudolph, un Zamba din Nindemânatic pe nume Zen și un Zamba foarte obosit pe nume Zeta, da? Și un reindeer pe nume Dancer. Imediat. Da. Păi cam asta a fost colecția mea. Și ne reîntoarcem la mine. Da. Așa, ne reîntoarcem la mine. Pentru că asta a fost toată colecția. Așa presupun un moment că nu ai văzut niciuna. Nu știu sigur cât sunt. Ok, acesta a fost colecția mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare. Vă rog să vizualizați în continuare episoadele mele și sper să vă placă foarte mult acest video. Ne vedem în următoarele episoade cu membrii din familia mea și din colecția Libidri. Acum vă spunem până data viitoare cu toții din familia Libidri. Pa! Pa!